Să ne ajute Dumnezeu. Pentru că sunteți ridicați pe picioare, vreau să mai citesc trei versete din cartea lui Iosua, de la capitolul 5, versetul 13, și voi citi și versetul 4 din 2 Timotei, capitolul 2. Pe când Iosua era lângă Ierihon, a ridicat ochii și s-a uitat, și iată că un om stătea în picioare înaintea lui, cu sabia scoasă din teacă în mână. Iosua s-a dus spre el și a zis: ești dintre ai noștri sau dintre vrăjmașii noștri? El a răspuns: nu, ci eu sunt căpetenia oștirii Domnului și acum am venit. Iosua s-a aruncat cu fața la pământ, s-a închinat și a zis: ce spune Domnul meu robului său? Și căpetenia oștirii Domnului a zis lui Iosua: scoate-ți încălțămintea din picioare, căci locul pe care stai este sfânt. Și Iosua a făcut așa. 2 Timotei, capitolul 2, versetul 4. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste. Amin. Mulțumesc, vă rog să vă reașezați. Suntem binecuvântați de Dumnezeu ca în după masa aceasta să fim cu dumneavoastră la această zi frumoasă de sărbătoare aici în Biserica Domnului, Biserica numărul 1 din Dej. Vă ducem și noi salutări sfinte de la Cluj, de la Biserica Betania, și salutul bisericii noastre este: Maranata, Domnul nostru vine. Noi toți îl așteptăm pe Domnul să vină, slăvit să fie Domnul. De asemenea, din partea comunității regionale, pe care prin Harul lui Dumnezeu pentru vremea aceasta o reprezentăm, Domnul ne-a chemat în această slujire. Salutul fiecăruia dintre noi este: Dumnezeu să vă binecuvinteze și Harul Domnului să fie peste fiecare dintre noi, mărit să fie Domnul. M-am ascultat frumoase cuvinte în această seară, m-am uitat la frații care sunt pregătiți să fie puși înaintea Domnului, ordinați sau consacrați în slujba de diacon. Fratele Marius Straniș va fi doar recunoscut în această seară, dumnealui a fost ordinat în zona Arad, am înțeles, dar o rugăciune în plus nu strică. Ne vom ruga și pentru el, Domnul să-l binecuvinteze. Dar când vă rugați pentru ei, rugați-vă și pentru noi, Domnul să ne binecuvinteze, că noi toți avem nevoie de binecuvântarea lui Dumnezeu. Și ceilalți frați, fratele Marius Sâmboan, fratele Denis și fratele Radu, vor fi în această seară consacrați în această slujire. Din toată inima spunem încă o dată: lăudat să fie Dumnezeul nostru! O biserică sănătoasă naște fii și fiice, și o biserică sănătoasă dă și slujitori sănătoși. Și ne dorim ca, așa cum s-a spus, acești bărbați, acești oameni chemați de Dumnezeu în slujire, confirmați de fiecare dintre dumneavoastră sau de dumneavoastră atunci când ați avut ocazia, de Biserica Domnului, într-un procent atât de mare, cum se spunea, Dumnezeu să-i întărească și să fie în slujba lui Dumnezeu, după voia lui Dumnezeu. Am citit în această seară despre un moment special din viața poporului Israel și în mod special din viața lui Iosua. Și mesajul pe care Domnul mi l-a pus pe inimă, frați slujitori, vreau să fie acesta: un ostaș neîncurcat. Pentru că Apostolul Pavel spunea lui Timotei: niciun ostaș nu se încurcă. Ne pare rău și regretăm că sunt slujitori care se încurcă și sunt încurcați. Oameni care nu mai știu în ce direcție, la ce sunt chemați, care este slujirea lor și ce trebuie să fac. Și datorită acestei stări, uneori influența este negativă în slujire, în biserică, sigur, în primul rând în relația cu Dumnezeu. Mă uit în această seară la bărbatul acesta, la omul acesta, și din experiența pe care o are în urma sau în timpul acestei descoperiri dumnezeiești, vreau să subliniez, un bărbat care nu se încurcă, un slujitor care nu este încurcat, are ochii deschiși. Biblia spune, și am citit în această seară, Iosua a ridicat ochii și s-a uitat. Pentru că s-ar putea să-ți deschizi ochii sau să ridici și să nu vezi. Sunt atâția slujitori care nu văd oameni buni. Nu la dumneavoastră, la noi se întâmplă asta. Sunt atâția oameni care nu văd
Și în primul rând trebuie să ai ochii deschiși asupra ta, asupra vieții tale, asupra stării tale spirituale. Apostolul Pavel trăgea ca un semnal de alarmă și îi spunea lui Timotei, în prima sa scriere către Timotei, în capitolul 1, și acolo omul lui Dumnezeu, Pavel, constata următoarea realitate, spunându-i versetul 18. Porunca pe care ți-o dau, fiule Timotei, după prorociile făcute mai înainte despre tine, este ca prin ele să te lupți lupta cea bună. Și următorul verset. Și să păstrezi credința și un cuget curat. Știți dumneavoastră cum este cugetul meu? Știm noi cum este cugetul celor de lângă noi? Nu știm, oameni buni, dar Dumnezeu vede totul. Slăvit să fie numele Lui. E nevoie de un cuget curat. E nevoie să ne păstrăm un cuget curat. Pentru că Pavel spune, unii l-au pierdut și au rămas cu legitimația, au rămas cu slujirea, au rămas cu agendele probabil încărcate, chemați în stânga și în dreapta să slujească, dar în realitate au căzut de la credință. Un slujitor care nu se încurcă are ochii deschiși și mai întâi se uită înspre el. Este atent la viața lui, este atent la trăirea lui, este atent la relația cu Dumnezeu. Apoi un slujitor care are ochii deschiși se uită în familia lui. Nu știu câți copii aveți, dacă vă sunt mici sau mari, dar de astăzi lucrurile se schimbă. De astăzi sunteți o priveliște a celor din jur. Și dacă oamenii s-au uitat la voi și la viața voastră, se vor uita în continuare și se vor uita și la familiile voastre. Am spus-o nu odată, de multe ori copiilor mei, dacă cineva mă poate să mă facă să tac și să închid Biblia, sunteți voi. Dacă cineva mă poate să face să nu mai slujesc în lucrarea pe care Dumnezeu m-a chemat, sunteți voi. Sunt atât de mulți care fac regulă alții în casă, dar la ei niciodată. Eram odată într-o perioadă într-un comitet al bisericii și vreo 3-4 erau așa vocali, supărați, totdeauna aveau treabă cu tinerii. M-a deranjat un pic asta, pentru că, mă rog, tinerii sunt tineri, au părți bune, au părți mai puțin bune, așa este tinerețe. Și la un moment dat, în timp ce eram la o ședință de comitet și erau atât de porniți, de vocali pe tine, m-am gândit la ceva. Bă, dar ăștia, unde-s copii? Am început să întreb, copiii dumneavoastră unde-s? Măi, nu-s aici. Dar unde-s? A dumneavoastră? Nu-s. A dumneavoastră? Eram doi acolo sau trei care aveam copii la biserică. Măi, fraților, voi faceți reguli pentru copiii? Nu? Pentru ai voștri când faceți? Dar oameni buni, noi trebuie să avem ochii deschiși în dreptul copiilor noștri. Dacă fata lui Bujor are voie, toate fetele din biserică au voie. Dacă băiatul lui Bujor își permite, toți băieții își vor permite. De ce? Eu sunt etalon. Pentru că am ales și am acceptat să fiu în față. Regret că el era un slujitor al bisericii, al templului, al lui Dumnezeu. Și Domnul este nevoit să-l mustre, pentru că până la urmă mustrarea lui pentru fiul lui a fost așa, ca o frecție la un picior de lemn. Așa, cu multă superficialitate. Ce faceți voi? Nu-i bine, aude la alții. Și Dumnezeu este nevoit să intervină și să spună, tu iubești mai mult de fii, pe fiii tăi sau îi cinstești mai mult decât pe mine. Foarte mulți au făcut reguli în biserică până le-au crescut copiii. Foarte mulți. Foarte mulți au ajuns să dea direcții până copiilor au ajuns mari. Și foarte puțini au rămas fideli principiilor. Să vă ajute Dumnezeu. Să priviți în familiile voastre. Și copiii dumneavoastră, copiii voștri, să fie un exemplu pentru biserică. Unul dintre diaconii care a fost ordinat în Fapte, capitolul 6, se numea și Filip.
Și când echipa misionară împreună cu Pavel au trecut prin casa lui, nu pot să nu vă citesc versetul acesta, spune Biblia, Fapte, capitolul 21, versetul 8. Am intrat în casa lui Filip, evanghelistul sau diaconul, care era unul din cei șapte și am găzduit la el. Și următorul verset, așa de mult îmi place. El avea 4 fete fecioare care rugeau. Ce frumos! Era un om al Evangheliei, era un om prin care Dumnezeu făcea minuni, era un om care era alergat, era un om care era implicat, dar era un om care avea ochii deschiși în casa lui. Și în casa lui. Și să aveți ochii deschiși în biserica lui Iisus Hristos. Spunea Apostolul Pavel, 1 Timotei, capitolul 3, versetul 15, să știi cum să te porți în casa lui Dumnezeu, care este stâlpul și temelia adevărului. Un ostaș care nu se încurcă are ochii deschiși. Ochii deschiși asupra lui însuși, asupra vieții lui, ochii deschiși în familia lui și ochii deschiși în biserica lui Iisus Hristos. Și ne rugăm pentru frații care vor fi ordinați și pentru cei care suntem deja ordinați să ne cerceteze Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Într-o lume în care mulți umblă cu ochii închiși, într-o lume în care mulți nu mai văd realitatea, nu mai văd adevărul, într-o lume în care există atât de multă confuzie și ceață la orizont, să fim oameni care să avem ochii deschiși. Să înțelegem lucrările lui Dumnezeu, să vedem lucrările sfinte a lui Dumnezeu și spunem, Doamne, lucrează și dă biruință. În al doilea rând, un ostaș care nu se încurcă are discernământ și curaj. Atent la detalii. Când s-a prezentat acea persoană înaintea lui, Iosua s-a dus înspre el și l-a legitimat. Scoate buletin. Vreau să știu cine ești. Că și atunci, ca și acum, erau mulți care erau din biserica Domnului, așa, nimănui. Umplând fără nicio treabă, trimiși de nimeni, dar ei fac lucrarea lui Dumnezeu. Așa, dintr-un capăt în altul, nu a țării, acum a continentului sau a lumii. Plecați și veniți fără să-i trimită nimeni, neaparținând de nimeni, de nicăieri. Dar ei sunt a Domnului. Omul lui Dumnezeu, ostașul care nu se încurcă, are ochii deschiși și apoi are curaj și discernământ. Se duce spre el. Te rog să-mi dai buletin. Vreau să știu cine ești. Ești cu noi? Ești dintre ai noștri? Sau ești din partea dușmanilor noștri? Oamenii lui Dumnezeu au curaj. Oamenii lui Dumnezeu știu să intervină. Oamenii lui Dumnezeu nu sunt intimidați, oameni buni. Cu respect, dar au discernământ. Băi, Apostolul Pavel le spune galatenilor în capitolul 2, am avut o situație mai complexă, că eram în Antiohia și la un moment dat a apărut și o situație mai grea. Și am fost nevoit să stau împotriva lui Petru. Pentru că Petru, de frica iudeilor, a început și el să aibă o atitudine nepotrivită. Știți că acolo erau iudaizatorii, erau cei care forțau că trebuie împlinită legea. Și spune el, împreună cu el, cu Petru, versetul 13, au început să se prefacă și ceilalți iudei, așa că până și Barnaba a fost prins în lațul fărțăriciei lor. Și Pavel nu spune, domnule, e vorba de Petru, e stâlpul bisericii, cum să... Și dacă tot o fac cumva atent, sigur, trebuie să avem respect. Dar Pavel intervine și spune, am fost nevoit să îl înfrunt în fața tuturor. Și spun, Petre, dacă noi continuăm să împlinim legea,
Dar continuăm în modul acesta, degeaba a murit Hristos. Noi avem o altă convingere, noi avem o altă direcție, noi avem o altă descoperire. Și am fost nevoit să le spun în față. Dar îmi place și de Petru, când în ultima sa scriere, a doua, scrie despre lucrarea pe care a făcut-o Pavel. Auziți ce spune 2 Petru, capitolul 3, versetul 15. Și aici să învețe toți frații slujitori împreună cu mine. De aceea, prea iubiților, să credeți în deluga răbdarea Domnului nostru este mântuire, cum v-a scris și ăsta care pe toți ne pune la punct. Dur așa, direct. Nu. Prea iubitul nostru, Pavel. Ce fain. Ce frumos. Nu folosim astfel de cuvinte, dar n-ar fi rău. Să spunem, prea iubitul nostru frate păstor, prea iubitul nostru frate diacon, prea iubitul nostru frate predicator, prea iubiții noștri coriști, slujitori, oameni al lui Dumnezeu. Vă place asta? Frumos. Ostașul care nu se încurcă are discernământ și are curaj. Va fi tot mai mare nevoie, frați slujitori, de oameni care au nevoie de curaj. Va fi tot mai mare nevoie de oameni care vor fi gata să răspundă pentru credința lor. Într-o vreme în care lucrurile se pun așa cum se pun, într-o vreme, cum spuneam, există atât de multă confuzie spirituală la orizont, într-o vreme cu atâta ceață și cu atâtea învățături care intră în biserica lui Iisus Hristos și în biserica lui Dumnezeu, e nevoie de oameni care să aibă curaj. Și Pavel, când face o analiză a predicatorilor din vremea lui, le spune Corintenilor, capitolul 2, din a doua sa scrie, versetul 17, spune, noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, cum fac? Câți? Cei mai mulți atunci stricau cuvântul lui Dumnezeu. Cei mai mulți atunci aveau alte intenții, aveau alte mesaje, aveau altă direcție. Și Pavel spune, noi nu facem parte din categoria aceasta, dar cei mai mulți strică cuvântul lui Dumnezeu. Frați penticostali, oameni al lui Dumnezeu, frați slujitori, să nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, ci să fim oameni care să vorbim cu inima curată din partea lui Dumnezeu, să fim călăuziți de Dumnezeu și Duhul Sfânt să fie peste noi. Și Biserica Domnului spune, amin, lucrează Dumnezeul. Ostașul care nu se încurcă sau care nu este încurcat, în al treilea rând, vă rog să mă ascultați bine, este interesat de mesajul Domnului pentru el. Nu mă îndoiesc că în fața Ierihonului erau multe lucruri care trebuiau spuse. Putea acest bărbat, acest om de căpătâi, această căpetenie a poporului, înțelegând că-i trimisul lui Dumnezeu, să-l întrebe despre strategie, să-l întrebe despre luptă, despre război, despre modul cum ar putea să biruiască mai bine, pentru că nu era simplu războiul. Putea să-l întrebe despre colegii lui care erau în jurul lui. Putea să-l întrebe despre dacă are oameni care probabil îl sabotează, care probabil vorbesc de rău, care îl sapă, despre pericole de mâine. Iosua nu îl întreabă nimic. Știți ce îl întreabă? Care este mesajul Domnului pentru robul său? Mereu ne pregătim mesaje pentru alții. Mereu suntem gata să învățăm pe alții. Mereu vrem să le spunem altora. Și tot mai puțin vrem să auzim ce vrea Domnul să ne spună nouă. Sau ce ne spune Domnul nouă. Păi sunt unii care pleacă de aici, de acasă, pleacă de la biserică și spune, Domnule, ce rău că n-ai fost la biserică. Era un mesaj pentru tine. Asta e predica, asta se potrivea. Știu eu la cine. Dar dumitale, nu, e nu.
Mereu concentrat pe alții să le vorbească Domnul altora, să-i îndrepte Domnul pe alții și să îi învețe Domnul pe alții. Dar tu? Ostajul care nu se încurcă e interesat ce-i vorbește Domnul lui, ce-i spune Domnul lui, care este mesajul lui Dumnezeu pentru mine, pentru robul său. Asta mă interesează. Marele Moise, și s-a amintit despre el aici, domnule, era omul care conducea poporul lui Dumnezeu, sigur, cu toate ispitele și cu toate frământările, dar Dumnezeu l-a așezat. Și într-o perioadă, ca și altele, de fapt, când poporul îl ispitește, se ceartă, este tulburat, nu este apă, domnule, în pustie și într-o zonă pe care noi nu ne-o putem imagina, n-avem cum să ne-o imaginăm. Când locuim lângă Someș, când avem, eu știu, fântâni, când plouă atât de des, când trăim într-o zonă cu clima aceasta, n-ai cum să-ți imaginezi acea zonă. Când aproximativ 3 milioane de oameni, de suflete, bărbați, copii, bătrâni și tot ce erau acolo, n-aveau apă. Și se tulbură poporul. Și bineînțeles că, ca și de fiecare dată și ca și în vremea noastră, de vină-i Dumnezeu și căpetenii. Și Domnul, și Moise merge la Domnul. Și spune așa, o să mă omoare cu pietre. E problemă mare. Numeri capitolul 20, versetul 8. Domnul îi spune, ia toiagul acesta în mână, tu și fratele tău Aron, și vorbiți cu... Cu cine? Cu stânca. Du-te în fața unor bolovani, așa, unor pietre uscate și vorbește cu pietrele uscate. Ăsta e mesajul lui Dumnezeu pentru tine, Moise. Du-te și vorbește cu stânca. Și Moise ia toiagul, îl ia și pe Aron. Numai că în loc să vorbească cu stânca, în versetul 10, vorbește cu popor. Care e mesajul lui Dumnezeu pentru tine când nu e apă, Moise? Vorbește cu stânca. Și tu nu înțelegi, pentru că tu ești tulburat, tu ești frământat și tu vrei să transmiți mesaj pentru alții. Și în loc să vorbești cu stânca, Biblia spune, Moise vorbește cu poporul. Ascultați-mă, răzvrătiților! Vom putea noi să scoatem apă? Știți ce l-a costat pe Moise atitudinea asta? Vă aduceți aminte? Vă aduceți aminte? După 40 de ani, oameni buni, după 40 de ani, eu vă predic și mă tem. După 40 de ani de slujire, după 40 de ani de asumare, după 40 de ani de a merge în fața poporului, după 40 de ani de a fi vinovatul numărul unu în toate situațiile, după 40 de ani, Dumnezeu îi spune, tu nu intri în țara promisă. De ce? Că ți-am transmis un mesaj și mesajul era pentru tine. Tu nu l-ai înțeles, n-ai fost atent. Acest mesaj l-ai dus într-o altă direcție, l-ai deformat și ai transmis altceva. Și nu m-ai cinstit în fața poporului. Doamne! Moise! Da! Care-i mesajul lui Dumnezeu pentru mine? Mereu transmite mesaj pentru alții, repet. Mereu vrem să le vorbească Dumnezeu altora și nouă niciodată. Oameni buni, frați slujitori, din când în când ne vorbește Dumnezeu și nouă. Să-L întrebăm pe Dumnezeu, Doamne, care-i mesajul Tău pentru mine? Că ce spun cei din jurul lui, valabil și nu prea. Că oamenii în general ne laudă, cel puțin când suntem de față. Și noi chiar îi credem. Niciunul dintre noi nu suntem supermen, nici arhangheli, toți suntem oameni cu slăbiciuni. Dacă stăm în picioare, ne ține Domnul. Dacă avem har, este de la Dumnezeu. Dacă n-am fost îngenuncheați până acum, este că Dumnezeu a avut milă de noi. Și din toată inima spunem, slăvit să fie Dumnezeul nostru. Omul care nu se încurcă, e interesat, care e mesajul lui Dumnezeu pentru el? Era în fața unei lupte David undeva în 2 Samuel capitolul 5 și Biblia spune, îl întreabă pe Domnul ce frumoasă
experiență, ce frumoasă practică, să nu pornești la luptă fără să-L întrebi pe Domnul. Avem un Dumnezeu care vorbește, oameni buni. Vorbea atunci, vorbește și acum. Și strig din toată inima la dej, lăudat să fie Dumnezeul nostru care vorbește. Ce bine că ne vorbește Dumnezeu! Ce bine că Dumnezeu nu ne lasă încurcați! Ce bine că Dumnezeu ne transmite mesaje profetice prin vis de noapte, prin descoperirea Scripturilor, prin diferite metode. Un Dumnezeu care vorbește! Și David întreabă, să pornesc la luptă? 2 Samuel, capitolul 5, versetul 23. Și Domnul spune, nu porni. Dar toți suntem pregătiți, dar oștenii sunt porniți, toată lumea și toată armata este pregătită pentru... Nu porni! Ciulește bine urechile și vei auzi undeva prin vârful duzilor niște pași. Și când vei auzi mesajul ăla, să știi că atunci Dumnezeu merge înaintea ta și Domnul dă biruință. Ostașul care nu se încurcă este interesat care este mesajul lui Dumnezeu pentru el. Deschide urechea și atent la mesajul lui Dumnezeu. Și în ultimul rând vreau să spun, ostașul care nu se încurcă, pune în practică ceea ce îi vorbește Dumnezeu. Tu ai o problemă, Iosua. De data aceasta, o problemă cu încălțămintea. Scoateți încălțămintea din picior. Că locul ăsta este un loc sfânt. Și știți cum am încheiat citirea. Și Iosua, a făcut? Putea să facă și altfel? Da. Credeți că îl tuna, îl trăznea? Nu. Ce credeți că alții care fac altfel, li se întâmplă ceva peste? Nu. Nu. Și Iosua a făcut așa. Pentru că omul care nu se încurcă, ostașul care depinde de Dumnezeu, știe că Dumnezeu l-a rolat în armată, este persoana, este omul care pune în aplicare ceea ce îi vorbește Dumnezeu. Noi cântăm o cântare. Mă încred în El chiar și când nu înțeleg. E voia Lui? Întotdeauna aleg. Eu n-am făcut întotdeauna așa. N-am reușit de fiecare dată. Eram diacon, ordinat proaspăt de vreo un an de zile. Sunt ordinat din 1994, am fost ordinat diacon, într-un sătuc, nu la oraș, într-o biserică mare. Și am avut niște supărări. M-am supărat și am vrut să nu mai slujesc. Dacă mergeam la biserică, era duminică dimineața, mă punea la predică, că nu prea avea pe cine, fratele. Și aveam supărările mele și așa, bă, nu mă duc la biserică. Dar bă, ce să fac, e duminică. Un consătean de-al nostru vrea să-și pună ceva tablă pe casă. Cunoșteam niște oameni aici în zona de la Reteag, în dreapta acolo, într-un sat. Nu Negrulești, altfel. Erau niște meseriași care puneau table de aluminiu pe vremea aia. Giurgești, exact Giurgești, mulțumesc. M-am dus la om dimineața, omul oricum mergea la biserică, el era pocăit, soția lui era pocăit. M-am dus dimineața pe la vreo 7:30, 8 fără un sfert, așa, m-am hotărât să te duc astăzi la Giurgești. Păi mă, nu merg la adunare, nu mă duc astăzi. Mă, o duce după amnează. Am dat așa o bine, mă, ce tu ar trebui să merg la adunare, mi-a spus el. Mă, tu nu spui mie ce să fac, dacă vrei să duc, e dacă nu... E sănătos. La urmă s-a îmbrăcat, omul s-a urcat în mașină. Pe drum, venind spre, să mă duc la George, m-a frământat așa, așa. Ce mi-a spus el? Tu trebuie să mergi la adunare. Și a zis, bă, dacă tu mi-ai spus că trebuie să mă duc, ce-ar fi să merg amândoi la adunare? Bă, treabă, da, și eu nu mă grăbesc nicăi. Bă, zic, hai să merg la Dej la adunare. Știu eu, biserică aici. Știi tu, e biserică? Cum să nu? Pe Țibleș. Și am venit la adunare. Am intrat în adunare. M-am bucurat că nu era fratele Romi, oricum nu mă cunoștea. Sau, mă rog, probabil că m-ar fi identificat cumva, că mai venea pe la noi, pe la evangheliză, dar m-am bucurat că nu a fost acasă. M-am pus pe penultima bancă, nu chiar pe ultima, că m-am gândit pe vremea aia,
Pe ultima erau oia pedepsiți, așa era o vorbă la noi. Mă, poate aici, încă nu-s chiar pedepsit, dar îs aproape. Mă pun un pic pe penultima. Și m-am pus pe penultima bancă. Și am stat cu minte acolo, liniștit. Dar bă, nu mă cunoaște nimeni. Când plecăm, mergem la Giurgești, omul își rezolvă probleme. Și s-o citit la evanghelizare, o slujbă normală, diaconul Ștefan. Ops. Când s-o citit textul, deja mi s-o aprins primul beculeț. A? Sper că nu-i vorba să-mi vorbească mie Domnul, așa, e o întâmplare. Oameni buni, e un frate care a predicat, n-are importanță cine, că Domnul vorbește prin cine vrea. Ascultați-mă bine, toată predica aia a fost numai pentru mine. Nu știu nimeni, numai Dumnezeu și eu. Am plâns la final și am spus lui Dumnezeu, te rog să mă ierți. Dacă nu fac un accident de mașină și nu mor și ajung cu bine acasă, de astăzi înainte, vreau să fac ce vrei tu și cum vrei tu. Mi-a schimbat Dumnezeu inima, traiectoria, direcția. Deși ca și eu n-am crezut că fug de Dumnezeu. Unde să fugi de Dumnezeu? Și încă fugi în biserică. Păi Dumnezeu e prezent afară, dar în biserică. Slăvit să fie El. Nu-i simplu. Să predicăm e ușor. Să spunem, să se facă voia lui Dumnezeu e simplu. Dar să accepți voia lui Dumnezeu, fiecare circumstanță, greu. Și Iosua a făcut așa. Aș vrea să spun despre voi, în iad, în cer și pe pământ, diavolul să știe că voi faceți așa, cum spune Dumnezeu. Despre mine la fel. Și mai spun ceva, înainte să închei. Când a fost ordinat diacon, fratele păstor, care era păstorul bisericii atunci, acum mai trăiește, este un om în vârstă, mi-a spus, frate Vasilică, în slujba aceasta nu este demisie. Auziți? Dacă vă chema Dumnezeu, voi nu puteți să vă dați demisia. Puteți, dar nu e regulă. Eu am încercat. Am încercat odată. Nu eram diacon, eram păstor. Și am încercat odată, venind acasă de la o slujire, de la cina Domnului, cred că era prima noastră fată căsătorită sau și a doua, erau copii în casă, la masă, și le-am spus, dragii tati, de astăzi înainte am luat o decizie. În scurtă vreme mă retrag din slujba de păstor. Nu mai vreau să fiu păstor. Soția a făcut niște ochi mari, luminița e aici, n-a zis nimic. Dar era o duminică în care nu aveam slujbe între biserici, m-am retras să mă odihnesc. Au zis, ce povești, ce vorbe sunt astea la tine? Am zis, tu nu știi, eu am început slujirea de foarte tânăr, am fost tot pe linia întâi, doar în tranșee, am implicat în atâtea construcții și frământări și nu mai vreau. Într-o zi, voi spune și bisericii asta. Și într-o zi, am plecat la învărul bisericii, și am spus-o, fraților, da, nu sunt bătrân, dar mă gândesc tot mai serios să mă retrag din slujba de pastor. Toți și-au scos batistele, au început să plângă. Unii de bucurie, alții de supărare. Ma câți de bucurie și câți de supărare, eu nu știu. Oricum, au venit mesajele, mi-a scris unul imediat, când am ieșit din biserică, Domnul să te binecuvinteze, tu ești un băiat deștept, de mult am așteptat asta, uite că ți-o dat Domnul înțelepciune. Alții mi-au scris, frate, bujor, cum poți să faci astfel de... Și mă rog, fiecare cu... Vreo două săptămâni,
Au venit niște frați în zona Clujului, între ghilimele m-am numerit și eu la rugăciune. Erau câțiva frați, toți au avut lucrări, vreo 5-6, la toți nu vorbit de-o, mie nu. Așa m-am bucurat de data aia. Bă, lăudat să fie Domn. Ne-am ridicat să ne despărțim și unul dintre frați care avea vedenie zice, era să uit, am avut o vedenie pentru dumneata. Ops, am oprit. Și atent. Zice, era așa o mână neagră și avea un șlaif, o fel de aparat așa cu care își putea să șlefuiască. Și a început să șlefuiască tălpile de la încălțăminte. Dar lua numai puțin, puțin, puțin. Și dumneata vedeai ce face și erai de acord. Și am auzit o voce, a zis Domnul. Spune să oprească mâna aia că stă în puterea lui. Că dacă nu o oprește, te-am văzut că îți șlefuia toată talpa de la încălțăminte. Și simțeai toți grunțurii, toate denivelările. Și te-am văzut plecând din lumea asta ca un om nemulțumit. Și încă o dată spun. O zis Domnul să oprești mâna aia că e în puterea dumitale. M-am dus acasă, m-am grăbit să ajung acasă și zona mea e pe lângă Someș. Nu mai sunt case acolo, numai eu sunt acolo și Someș. Am plâns și am urlat și am zis, te rog, iartă-mă. Vreau să slujesc în continuare. Și am rămas să slujesc. Pentru că mi-a vorbit Dumnezeu să fac asta. Veți avea momente, nu vi le dorim. Eu cu un ochi astăzi mă bucur și cu unul plâng. Vă zic clar. Mă bucur că mai sunt slujitori împreună cu noi și Dumnezeu scoate. Dar plâng pentru că, așa cum se spunea, slujirea nu este ușoară. Dar cel care vă întărește este Domnul. De aceea vă doresc din toată inima să fiți niște ostași neîncurcați. Să aveți ochii deschiși. Să aveți discernământ și curaj. Să transmiteți mesaj din partea lui Dumnezeu cu respect, da. Dar așa cum vi-l dă Dumnezeu. Să spuneți ce vă călăuzește Duhul lui Dumnezeu. Și să fiți oamenii care să așteptați cuvântul lui Dumnezeu pentru voi. Doamne, vorbește-ne nouă. Da, vrem să vorbească Dumnezeu bisericii, ne bucurăm. Dar vrem să ne vorbești nouă. Care-i mesajul lui Dumnezeu pentru mine? Și Dumnezeu să vă vorbească. Fiecare situație, în fiecare moment, în fiecare stare dificilă, să aveți călăuzire, să fie Duhul Sfânt peste voi și să vă călăuzească Dumnezeu. Și să fiți gata să puneți în aplicare ceea ce vă vorbește Domnul. Și Iosua a făcut așa. Puteți face și altfel. S-ar putea să trăiți drame, eșecuri, nemulțumire și tulburare. Dacă veți face totdeauna ceea ce Domnul vă vorbește, veți fi binecuvântați de Domnul. Și cine slujește bine ca și diacon, dobândește un loc de cinste. Să fiți cinstiți de Domnul când predicați Evanghelia, când vă rugați pentru copii bolnavi, când dați cina Domnului și când sunteți în slujire. Și să spunem din toată inima, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Acum aș vrea frate Marius Sâmboan, frate Denis Ianchi și frate Radu Hăjmășan să vă ridicați în picioare. Aici, înaintea Domnului, în fața Bisericii lui Iisus Hristos, pe lângă examenul pe care l-ați dat la nivelul biroului permanent al comunității regionale, pentru care vă felicităm, în locul acesta aș vrea să vă întreb, înaintea lui Dumnezeu, dacă sunteți pregătiți, dacă sunteți gata, să faceți slujba de diacon la care ați fost chemați cu toată dragostea și dăruirea față de Dumnezeu și față de sufletele oamenilor. Domnul să-i binecuvinteze și Dumnezeu să-i întărească. N-aveți microfoane, puteți răspunde mai tare, să... Apoi vreau să vă întreb dacă sunteți pregătiți, dacă sunteți gata să respectați cuvântul lui Dumnezeu, învățătura, mărturisirea de credință
și practica biblică a Bisericii Apostolice Pentecostale. Dumnezeu să-i ajute și Domnul să-i întărească. În al treilea rând vreau să vă întreb dacă sunteți pregătiți, dacă sunteți gata să respectați pe ceilalți frați slujitori și să cultivați un spirit de colaborare în relație cu ei. Dumnezeu să-i întărească. Și în ultimul rând vreau să vă întreb dacă sunteți pregătiți, dacă sunteți gata să slujiți lui Dumnezeu și bisericii sale în slujba de diacon cu toată responsabilitatea, fără gând de partidă, căutând să păziți și să păstrați unitatea Bisericii lui Iisus Hristos. Domnul să-i întărească și Dumnezeu să îi binecuvinteze. Noi nu ordinăm surorile, dar suntem conștienți că niciun slujitor nu poate face lucrarea lui Dumnezeu la care a fost chemat dacă soția nu-l înțelege, dacă soția nu-l susține, dacă soția nu este lângă el. De aceea, sora Ancuța, sora Miriam și sora Ramona, vă rog să vă ridicați. Și aici, înaintea Domnului, în fața Bisericii lui Iisus Hristos și în fața propriei dumneavoastră conștiințe, vreau să vă întreb dacă sunteți hotărâte, dacă sunteți gata să stați în spatele soților dumneavoastră, fiecare în dreptul soțului ei, și în spatele lui, să-i susțineți când nimeni nu-i mai susține, să-i înțelegeți când nimeni nu-i mai înțelege, să-i încurajați când vor fi descurajați, să vă rugați pentru ei când vor fi implicați în slujire, să vă asumați responsabilitățile probabil în familie mai mari, ca ei să poată face nestingeriți lucrarea lui Dumnezeu și sigur postind și rugându-vă pentru ei ca Domnul să-i păzească la plecare, la venire și în slujba la care Domnul i-a chemat. Sunteți gata? Să spunem pentru cele trei surori din toată inima Dumnezeu să le binecuvinteze. Și să spunem pentru toate soțiile fraților slujitori care sunt aici sau în altă parte, Dumnezeu să le binecuvinteze. Să le binecuvinteze Domnul copiii și casele și să fie protecția lui Dumnezeu peste ei și în slujirea care o vor face, să le dea Dumnezeu autoritate sfântă și călăuzire din cer. Și Biblia și Biserica spune amin. Acum aș vrea să invit pe cei patru frați, așa cum am spus, ne vom ruga și pentru fratele Marius Straniș, pentru că o rugăciune în plus nu strică. Nu-l mai ordinăm, dar îl recunoaștem aici în Biserica Domnului din Dej, ca și diacon. Și am vrea cei patru frați slujitori să îngenuncheze aici în față. Dumneavoastră să vă ridicați pe picioare, toți frații păstori și prezbiteri care sunt în biserică sunt invitați împreună cu noi la slujire și ne vom așeza mâinile peste ei, peste mâinile noastre, să-și așeze mâinile marele nostru împărat, care are puterea binecuvântării și care e prezent aici în adunare. Iar cu voce tare, pentru momentul rugăciunii de consacrare, se va ruga fratele păstor al bisericii, fratele Emanuel Fedur, și apoi voi continua și mă voi ruga și eu. Domnul să ne asculte și Dumnezeu să lucreze. Amin.